Viețile a două bunici s-au schimbat radical atunci când au devenit surogat pentru copiii propriilor lor fii. Atunci când îmbătrânești, ești pregătit să îți ajuți copiii și să ai grijă de nepoți. Să vină în vacanțe, să îi îngrijești când sunt bolnavi, să fii practic părinte pentru a doua oară. Doar că, în cazul a două femei de 56 și 61 de ani, rolul de bunic și părinte a coincis. Pentru că fiilor nu puteau avea familia la care visaseră din cauza infertilității, acestea au făcut un lucru la care nimeni nu visa și au purtat în pântece nepoții. Cecile nu și-a imaginat vreodată că poate ajunge să fie o mamă bunică. Însă în momentul în care fiul ei și soțul acestuia și-au dorit cu disperare să își întemeieze o familie, aceasta a fost nerăbdătoare să-i ajute. Imediat am avut acest instinct de a ajuta în orice mod posibil, a declarat femeia, care a explicat că prima dată când s-a oferit să fie surogat, o spusese mai în glumă. Matthew și Elliot s-au căsătorit în anul 2015 și și-au dorit întotdeauna să aibă un copil. Cei doi au încercat fertilizarea in vitro cu ajutorul surorii lui Elliot, care le-a donat o parte din ovulele ei. De asemenea, au folosit lichidul seminal al lui Matthew, iar cea care s-a oferit să fie mamă surogat a fost chiar Cecile, bunica acestora. Bunica surogată a născut un copil perfect sănătos, ducând cu bine sarcina la bun sfârșit. La 3 ani distanță de la nașterea micuței din urmă, o altă bunică a decis să își ajute fiul și să îi poarte copilul. Bunica, în vârstă de 56 de ani, a decis că îi va ajuta pe fiul ei și soția acestuia să devină părinți după ce au rămas fără opțiuni. Soții și-au dorit întotdeauna o familie mare. După ce s-au cununat în decembrie 2012, au descoperit că ea are probleme de infertilitate. Astfel că le-a fost destul de dificil să își întemeieze familia mult dorită. După 4 ani de tratamente pentru infertilitate, cei doi au decis să apeleze la fertilizarea in vitro. Așa au apărut pe lume cele două gemene, acum în vârstă de 4 ani. Soții au decis că mai vor un copil, astfel că tot cu ajutorul fertilizării in vitro au mai adus pe lume doi băieți gemeni. Micuții au acum 13 luni. La doar 2 ore de la ultima naștere, soția a început să se simtă rău. Deși nu mai putea susține nicio sarcină, femeia nu voia să renunțe la ultimul embrion pe care îi mai avea. Astfel că mama soțului le-a venit în ajutor. După mai multe discuții, cuplul a acceptat ca aceasta să le poarte copilul. Ne simțim binecuvântați, au declarat ei. Pe 17 februarie a avut loc transferul de embrion, iar după doar 6 zile, bunica surogat a aflat că este însărcinată. 9 luni mai târziu a venit pe lume micuța Hana. Deși se bucură că a putut să își ajute fiul, bunica surogat spune că simte puțină tristețe, că trebuie să se despartă de nepoata sa și că nu o poate lua acasă cu ea. Relatează unica.ro.